Salut! Vreau să vorbesc despre doamna, cred că doamna, Sabina Iusub. Da, ca de obicei, încep cu antescriptum. O declarație a lui Bute, boxerul. Acum o să fiu mai agresiv. Păi, agresivitatea nu e o treabă de antrenament. E o treabă de construcție. Ești sau nu ești agresiv, ca la câini. Dacă ești bulldog, ești agresiv. Dacă ești pechinez, nu ești agresiv. Indiferent cât antrenezi pechinezul, nu o să fie agresiv. În sensul bulldogului. A, că o să latre, o să hămâie. Tot Bute, le cer românilor să mă susțină. Nu-i treaba mea. În primul rând, e treaba ta să te susții. Eu îmi voi face mereu datoria față de românii mei. Mă, și tu mai înfia, mă. Tu, în primul rând, îți faci datoria față de tine, ca să ai ce mânca. Lasă asta, că îți faci datoria față de mine. Bun, trec la body. E un link acolo, care arată emisiunea pe care o patronează Sabina Iusub. Ca rezumat, cum zic ei, vă spunem la ce să vă așteptați în următoarele ore. Deci ar trebui să fie un rezumat cu știri. Atât. Un rezumat cu știri. Nu părerea lui Sabina Iusub despre știri. E cu totul altceva. Că, sincer, nu mă interesează părerea ei. Scuzați puțin. Arde-te de acum. Da. Felul cum moderează, cu ghilimea de rigoare, Sabina Iusub, nu e caracteristic numai ei. E tipic pentru marea, marea majoritate a celor care, prin natura lucrurilor, sunt pe post de moderatori sau emisiune. Și la Brașov aici una Cornelia Pescariu, care ce-a înțeles ea că trebuie să vorbească mai mult decât invitatul. Și vorbește, și vorbește, și vorbește, și vorbește. Și ea zice că moderează. În mod normal. Când dai o emisiune și primești un invitat, treaba ta e să-l prezinți. Și după aia să-l lași ca să scui pe ăla tot din el. Pe tema respectivă, presupun că respectiv are și cunoștințe într-un anumit domeniu. Și eventual îi mai ridici mici la fileu. Dar să fie clar o deosebire între cât vorbește invitatul și cât vorbești tu. Mi-aduce aminte felul cum se comportă ea de un clasic în viață, unul Ciutacu, care, referindu-se la proaspetii cetățeni, ăștia care au buletin de identitate, spuneau că îți mai curge țărână din buletin încă câteva generații. Asta e cazul și cu Sabina Iusub. Cu toate că mama ei a fost și este, nu știu dacă mai trăiește, o jurnalistă. Însă Sabina Iusub încă n-a reușit să dezbare de fenomenul numit placă. Explic. Eu am ajuns foarte târziu la țară, în 68. Că atunci armata considera necesar ca în frunte la 50 de militari să contribui la recoltări. Și am toți un tot lang, așa, toamnă de toamnă, că aveam un regim mai special. Așa că nu pot să mă laud ca fostul premier, prim-ministru, sau ce dracu a fost Boc, că am beneficiat de o copilărie la țară, ca o paranteză. Cât de cretin poți să fii ca să te lauzi cu această situație? Tu vorbind acum de pe asfalt. Că la,
dacă ești pe asfalt, nu contează. Chiar e un handicap că ai avut o copilărie petrecută la țară. De asta e. Ei, știi ce am descoperit eu la țară, printre altele? Am descoperit niște oameni care le mergeam mintea cu toate că probabil aveau probleme ca să-i scălească așa cursiv, să-i scăleau cu litere de tipar. Însă am descoperit fenomenul numit tlacă. Atunci când ploua, ne adunam, dar erau duși militari într-un hambar, dar de până și porum, de exemplu. Și acolo veneau și fetele din sat, și băieții din sat, și toată lumea de pănușa porumb. Și, bineînțeles, vorbeau. Ei, și vorba asta se plimba dintr-o parte alta a ambarului, se întrerupeau unul pe altul, începeau să vorbească doi, care vorbea mai tare, ăla continua ideea mai departe, la clacă. Ei, Sabina Iusup, fata născută la oraș, din părinți probabil tot orășeni, se comportă ca la clacă. Abia apucă ăla să spună ceva, că sarea se explice de fapt de ce vrea ăla să spună. În fișa postului nu e acolo, domne, cine știe câștigă și rămâne patron pe emisiune. E moderatoare. Are un invitat, lasă-l dracului să vorbească ăla. A zis, la Brașov excelează Cornelia Pescariu. Un aspect care nu știe ea, doamna Iusup, și ar trebui să-i atragă atenția ăia de la sunet, că bănuiesc că are un sunetist. Se înregistrează o emisiune de asta pe bandă de magnetofon și după aia s-o dea să asculte, ca să vadă și ce se întâmplă când vorbesc doi înși deodată. Sabine Iusup e derutată din cauza că atunci când într-o cameră, de exemplu, sunt patru inși și vorbesc doi deodată, ăla care ascultă poate să separe ce vorbește unul de ce vorbește celălalt și să-l urmărească pe unul sau pe celălalt. De ce? Avem două urechi. Și atunci, în funcție de sursă, mă axez sau pe una sau pe alta. Necazul care este? Microfoanele alea care le-au agățate de gât ajung într-o masă de mixaj, semnalele. Și acolo sunt amestecate. Și pleacă așa amestecate până ajung în difuzorul de la mine, în casă. Și rămân amestecate. Și eu nu mai înțeleg. Că s-au două voști care se încalecă. Treabă complicată. M-am lăudat că am fost și pe la țară. Mi-a plăcut acolo zicerea unui țăran. Că într-o familie ieșeau multe scandaluri. Și ăsta, pardon, țăranul a remarcat treaba asta și a dat un sfat femeii ca să reducă numărul de scandaluri. Zice, când vorbește bărbatul, ia fă niște apă în gură și țin-o. Așa și aici. Ar trebui să bă un par de apă și cum te schide la gură invitatul, ia o gură de apă și se clătește, eventual cu Listerin. În orice caz, cu toate că vorbește mult, nu consider că Sabine Iusup este deșteaptă. Și cred că ea, de fapt, asta urmărește. Cum a început ea, chiar ea descrie, că foarte puține date, că mă interesea neamul ei. Dar are regim de NSI, nu se informează. Ce am aflat de maica sa, atât. În rest, probabil, mai mult ca sigur, originea socială a neamului ei începe în 47. Și ea povestea că la începuturile ei,
când a intrat în televiziune, zice, țin minte doar atât, aveam palmele uderi când a terminat de citit Preunterul. Să citești un text și să ai palmele ude? Cred că arată multe. Rezultatul acțiunii ei în raport de mine, de câte ori o văd la pupitru, schimb postul. Că asta depinde de mine. Însă nu cred că intenția Antenei 3 este ca să-și gonească pe cei care pe undeva gândesc mai mult decât stau în poziția pelicanului și așteaptă să li se toarnă pe gât informații, comentarii, ca să-și formeze și o părere. Bun, a fost foarte scurt. Nu merită mai mult. E boală generală însă. Nu e excepție. Mare scandal, mare dezbatere între Iohannis și Ponta. Ce să zic? În primul rând, niciunul din ei nu are calitățile lui Napoleon. Da. Napoleon ar fi fost interesant ca să ajungă un om ca Napoleon, președintele României. Fiindcă Napoleon nu și-a format o echipă și cu care a ajuns Napoleon. Napoleon, un singur om, a schimbat datele probleme într-o țară. Ei, cam ceva în genul ăsta ar fi interesant și la noi. Ăștia doi o să încadrează. Așa ca părere? Păi, poate greșesc. Însă modul cum vorbești, cursivitatea vorbirii, felul cum înlățuiești ideile, este legat direct și de felul cum gândești. Ori Iohannis are un mare handicap în vorbire. Și bănuiesc că reflectă un mare handicap în gândire. Între ei doi, așa la ping-pong verbal, Ponta l-a depășinat. Părerea mea, am mai spus-o, și Iohannis și Ponta sunt nocivi pentru România. De ăștia sunt pe listă. Așa că, fraților, mergeți la vot și votați sau pe unul sau pe altul. Eu merg pe mâna voastră. Și mai repet o dată, exemplu dat de Băsescu, de cât poți să întinzi Constituția, va fi continuat cu succes sau de Ponta sau de Iohannis. Sunt convins de treaba asta. Dacă cumva greșesc, îmi dați peste bot. Înseamnă că am un bet în gândire. Eu zic că n-am. Bun. Să o lăsăm pe doamna Iusup. Și să vă lași pe urmă să vă vedeți de treaba. Vă salut. Toate bune. Scuze, vedeți culisele. Postscriptum, scuze, vârsta. Acum am văzut că a mai trecut un prag. 26.000 de vizitatori. E pur subiectiv modul cum se contorizează. Singurul lucru care a depins de mine, mi-am decuplat IP-ul meu ca să nu apar eu acolo.
că normal, eu accesez destul de des site-ul când postez, ca să nu mai mă contorizeze. În orice caz, e o cifră. Mai ales că blogul meu are un mare handicap. Când te apuci și vorbești așa în medie 30 de minute, 99% din cei care intră acolo dispar. Fiindcă sunt setați pe 140 de caractere, Twitter. Dau timp să stea, să asculte 30 de minute și pe aia să mai vadă ce dracului am vrut eu să spun. Și al doilea lucru, care vreau să-l completez, ați observat un link, al treilea spațiu al cetățeniei active. E o treabă interesantă, normal făcută pe banii UE. Prin felul cum mă comport eu, și ați văzut pe blog, eu de mult sunt în al treilea spațiu. Însă, momentan, spațiul meu este limitat la apartamentul 14. Atât. Și ca să mă întorc puțin la doamna Iusub. Formatul emisiunii, previziunile zilei, este o emisiune importantă pentru românii care vor să știe ce așteaptă. Era la Schnecker, Schecker, cum dracu îl cheamă, ăla se potrivea aici. Că la și mergea mintea. Ceea ce am rezerve în privința doamnei Sabina Iusub. Sunt convins că este o mamă bună, o vecină corectă, dar chestia cu gânditul anticipat e cam un spus. Asta a fost postscriptul, scuze, eu sunt de vină.